În perioada 1-2 septembrie, în intervalul orar 15-19, la Muzeul Municipal din Călăraș poate fi vizitată o expoziție de insecte, tarantule și fluturi. Pe toată durata expoziției, purtarea măștii este obligatorie. Timp de 2 zile, Muzeul Municipal a fost și încă este gazdă a unei expoziții inedite, cel puțin pentru acest muzeu, o expoziție de insecte. Insecte vii, tarantule și gândaci de diferite soiuri. Gândaci băți, gândaci de Madagascar, lăcuste, scoarță de copac, care trăiesc într-un mediu apropiat de cel natural, în cutiuțele lor, se mișcă și, cel puțin după prima zi, am văzut în ochii copiilor care au vizitat luminițe. Există și niște gândaci sociabili, care sunt lăsați un pic liberi pe niște crăcuțe de mur, pe care copiii îi pot mângâia, îi pot lăsa să le umble în palmă, care sunt inofensivi. Vă așteptăm și astăzi, până la ora 19, să vă bucurați ochii cu niște insecte frumoase.